Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă filmare! Subiectul de astăzi este Se mai gândește la mine? Poate fi orice persoană. Poate fi un fost iubit, poate fi o persoană la care țineți și poate nu ați avut o relație. Cert este că vorbim aici de o persoană cu care poate nu mai aveți contact sau aveți foarte, foarte rar contact pentru că ceva s-a încheiat cândva. Nu contează de cât timp, contează că este vorba despre cineva la care noi ne mai gândim și vrem să știm dacă și ei se mai gândesc, poate i-ați mai visat, poate pur și simplu va veni ceva în minte despre ei. Și sunteți curioși dacă și ei se gândesc înapoi la voi. Haideți să aflăm dacă se mai gândește această persoană la voi și care ar fi intențiile, să vă împăcați, să rămâneți așa cum sunteți, ce gândesc. Haideți să aflăm împreună. Avem numărul 1. Numărul 2, numărul 3 și numărul 4. Puteți să dați stop pentru a medita puțin asupra acestor marcare și apoi alegeți cu ochii minții acea variantă care vă atrage mai mult. Dacă sunteți gata, haideți să începem cu numărul 1. Bună, numărul 1! Haideți să vedem rapid care este răspunsul pentru voi, dacă această persoană se mai gândește sau nu la voi, care sunt mesajele și concluzia. Bun. Aici este destul de simplu. Această persoană la care voi vă gândiți este o persoană care v-a fost alături ceva timp sau chiar ați fost iubiți. Cumva aici s-a întâmplat ceva ce a avut nevoie de mare vindecare. Da, această persoană încă simte o atracție față de voi, încă se gândește la voi, însă următoarea carte imediat spune free yourself, adică eliberează-te. Această persoană se mai gândește din când în când la voi și mai ales la corpul vostru, avem casa întâi, le plăcea foarte mult corpul vostru, se simțeau foarte bine în ceea ce privește partea mai intimă sau pur și simplu cum arătați, conformația, corpul, fața. Poate să fie zodia berbec sau poate voi sunteți zodia berbec. Cert este că ambele cărți, berbecul și casa întâi, sunt în corespondență, au legătură cu fizic. Aici este o mare atracție fizică mai mult decât poate sufletească sau dacă este sufletească, aceasta s-a mai vindecat. Și sunt anumite amintiri mai mult fizice între voi. Cartea aceasta cu animăluțele spune că aveți o legătură specială cu animalele. Poate că această persoană la care voi v-ați gândit are o mare legătură cu animalele. Poate are un animal de companie, un câine, o pisică sau poate chiar voi aveți. Cert e că aceste animale cumva poate v-au făcut să vorbiți mai mult sau ați avut așa ca subiect comun animalele sau vă uitați la videouri cu animăluțe sau ceva de genul acesta. Sau unul dintre voi a fost mai determinat să aibă grijă de celălalt, ca pe un animăluț, știți ce vreau să zic. Ideea este că, da, această persoană se mai gândește, dar în același timp a decis să meargă mai departe. Și merge mai departe. Moving On este o carte care arată că, da, ne detașăm. Free Yourself la fel, spune, eliberează-te și pleacă mai departe. Deci, da, probabil că s-a vindecat ceva între voi, poate că acel lucru, indiferent că a fost o relație scurtă sau lungă, s-a vindecat, pentru că avem cartea Este timpul pentru vindecare întoarsă, ceea ce spune că deja s-a încheiat un ciclu al timpului de vindecare, v-ați vindecat amândoi sau el cel puțin sau ea, deci cealaltă persoană s-a vindecat complet. Iar cartea cu angajamentul vostru a fost testat, este de asemenea întoarsă. Înseamnă că acest test și experiență împreună a luat sfârșit. Și probabil că de aceea nu mai sunteți împreună. S-a terminat un ciclu, karmă, orice vreți voi. Cartea Ai răbdare îmi spune că ați avut răbdare, poate, să se mai întâmple ceva sau persoana respectivă a încercat, dar și-a dat seama că
treaba s-a vindecat, nu mai este decât ceva fizic sau poate nici măcar acel lucru nu mai e, dar în mod cert această persoană, când se gândește la voi, se gândește la partea fizică, la atracția pe care ați simțit-o, la anumite lucruri chiar romantice pe care le-ați avut, sau lucruri în care a fost ceva gingaș, nu știu să vă explic, dar e ca și când ați avut momente de film, v-ați simțit așa ca într-un film cu persoana asta sau persoana respectivă s-a simțit așa. Cartea următoare spune că iubirea face diferența, ceea ce ne sugerează că această persoană consideră că nu mai e ce trebuie, că poate a lipsit iubirea sau iubirea face diferența și ceea ce s-a întâmplat nu a fost deloc ceea ce a trebuit sau ceea ce ar fi sperat ei de la relația voastră sau interacțiunea voastră. Dar aici simt că s-a iertat ceva anume. Cartea ne mai spune că iubirea ajută să ne vindecăm acele traume din trecut și să ne simțim într-adevăr confortabili, să ne simțim bine. Și mai simt despre această persoană că e o persoană care îi pasă foarte mult de corpul ei, de cine e ea, cum se prezintă în fața altora. E genul de persoană care arde imediat și se duce imediat. Adică, wow, e pasionată și mâine s-ar putea să nu mai fie atât de pasionată sau să-și dea seama cu ușurință că parcă nu mai vrea. Oricum, am întrebat care e concluzia finală. Concluzia finală este a fi în serviciu. Această persoană probabil că e în serviciu a ceva, lucrează, nu știu, are grijă de cineva important sau are ceva legat de important sau un job care, în care lucrează cu oamenii sau e în serviciu altor persoane. Pur și simplu trebuie să ajute, să facă, deci poate să fie ceva la stat în unele cazuri. Dar bine, nu mi-am propus sincer să văd exact cu ce se ocupă, dar cert este că în momentul de față concluzia e că au treabă, au foarte multe de făcut, multe datorii de îndeplinit. Iar ultima carte spune completarea. Această completare ne arată că da, s-a încheiat o karmă definitiv. Această relație nu va mai reveni. Ar fi șanse, poate fizic, dar nu cred că ar mai fi acea intensitate. Eu spun că această relație s-a terminat pentru totdeauna. Și nu, se gândește din când în când la partea carnală, dar consideră că totul este terminat și nu mai are rost să vă mai gândească în viitor. Da. Acestea sunt răspunsurile. Trecem la numărul 2. Bună, numărul 2. Haideți să vedem la voi dacă această persoană se mai gândește la voi. Da sau nu? Deci au picat parcă mai multe cărți. Bun. Dacă această persoană se mai gândește la voi, această persoană, sincer, se gândește la ea. Se gândește la ea foarte mult. Și se gândește mai degrabă la altcineva. De ce vă zic asta? Pentru că avem un nou ciclu romantic începe. Poate că această persoană la care voi vă gândiți a început o relație cu altcineva sau este la început cu cineva, iese cu cineva, dar în ceea ce vă privește pe voi, ne apare prima carte, iubire neîmpărtășită. Deci această persoană nu se mai gândește atât de mult la voi. Însă, în momentul în care, să spunem, se gândește la ceea ce ați avut, are o anumită stare care nu-i place deloc. Cu cartea aceasta, insatisfacție și plictiseală, consideră că subiectul vostru sau relației voastre sau ce ați avut voi este ceva ce, pare rău că spun, dar îi plictisește sau spun ceva de genul nu mai am nicio treabă cu această persoană, oricum suntem foarte diferiți. Aici este un caz de două persoane foarte diferite care nu au reușit să țină această balanță absolut deloc. Și
Această persoană preferă să doarmă, cum s-ar spune, să se arunce undeva și să uite de această relație. Bine? Pare rău dacă nu este răspunsul pe care vi-l doreați, dar consideră că ori voi, ori ei au avut problema, chiar puteți să-mi scrieți, legată de acest control, de această, cum să vă spun, tendință de a afla totul, de a-și băga nasul undeva, de a nu lăsa lucrurile să decurgă natural. Poate că a fost o problemă în care v-ați grăbit în sentimente sau s-a grăbit și nu a fost ceea ce trebuia. Simt totuși că această persoană la care voi vă gândiți își încearcă norocul cu altcineva. Pentru că avem un nou ciclu romantic ce începe, da? E la început. Iar această carte cu luna nouă în Săgetător arată că norocul este de partea ta. Că încerc norocul cu altă relație. Parcă îl văd a fi îmbrățișat cu cineva, sărută mâna cuiva. Încearcă cumva să nu repete o greșeală din trecut care i-a dus la o anumită plictiseală sau nemulțumire sau supărare, mai bine zis. N-aș vrea nici să vă zic că ați fost indiferenți pentru această persoană, dar această persoană, știți și voi cum e, când cineva se desparte, uneori o persoană e mai imatură și poate să dea vina pe celălalt. Persoanele care dau de obicei vina numai pe celălalt sunt persoane foarte slabe, nu-și văd lungul nasului. Iar această persoană este una dintre acelea care condamnă foarte mult. Ea a fost de vină, el a fost de vină, dar tu ai încercat să faci așa și mie mi s-a luat. Sau... E o persoană care se plictisea foarte ușor. Indiferent dacă v-a zis sau nu, nu suportă monotonia această persoană. Și nici nu prea își găsea echilibru, deși culmea e că pare a fi o persoană mai de casă, patru, casa. Ceva legat de casă. Cred că îi plăcea mai mult să stea în casă. Sau e posibil să fie invers. Voi să fiți mai calmi, mai să stați pe acasă sau cu treburi de casă, iar această persoană vrea ceva mai mult. E posibil să fie și invers. Chiar vă rog să-mi scrieți. Cert este că erați foarte, foarte diferiți. Deci această relație era foarte complexă. Interacțiunea voastră era, cum să vă zic, un paralelism. Adică ceea ce își dorea el sau ce aștepta de la voi era paralel cu ceea ce voiați voi de la ei. Total altfel. Cartea aceasta spune că exista multă iritare între voi, lucruri care greu se legau sau contradicții foarte multe. Era nevoie de o traducere, de o ceva să vă înțelegeți că unul vrea ceva, unul vrea altceva și nu se puneau bine piesele de puzzle cum trebuie, adică nu se putea crea imaginea de ansamblu pentru că mereu erau detalii ce vă deviau. Sau această persoană era mai curioasă și de alte persoane. E foarte posibil că această persoană să fie avut o altă curiozitate. Și acum la fel, parcă e frică să nu se plictisească iar sau ceva de genul, nu știu. E o persoană dificilă, sincer vă zic. Dar, oricum, dacă vreți mai multe detalii și aveți pe cineva minte, puteți să mă contactați pentru o citire privată. Aceasta este o etalare generală, dar e clar că e o problemă aici în ceea ce înseamnă, cum să vă zic, un val normal, natural, pe care ar trebui să îl aibă o relație. Adică ceva nu mergea, ceva era diferit, ceva se complica situația foarte ușor. Iar acest lucru dezechilibra această balanță, bine? Posibil ca această persoană să fie zodia balanță, săgetător, berbec, taur sau să aibă aceste influențe. Chiar și scorpion simt. Uneori parcă își dorea doar să aibă liniște. Avea impresia că îl stresați sau o stresați sau era atâta tensiune încât obosea foarte des. Nu știu, era ceva vampiric între voi. Trecem la numărul 3. Bună, numărul 3. Acestea sunt cărțile voastre pe care le-am extras pentru voi. Dacă această persoană se mai gândește la voi, absolut se mai gândește la voi. Această persoană, probabil că ea consideră că ați fost dragostea adevărată a lor sau ați fost persoana pe care și-o doreau ca partener de viață, de căsătorie. Mai răruț în citirile mele să spun lucruri de genul, dar este real, adică este o energie a unei persoane care a considerat că sunteți dragostea vieții lor sau acea persoană cu care neapărat s-ar căsători din anumite motive, pentru că au simțit dragoste, dar e posibil să fie o mare greșeală, ceva s-a întâmplat aici.
Poate persoana considera că sunteți ceea ce trebuie, dar a greșit foarte grav. De ce? Pentru că următoarea carte este merit să fii iubit. Poate că această persoană simțea că merită mai mult sau că vrea să-i arătați mai mult dragostea. Așa cum spune și următoarea carte, este o conexiune spirituală. O relație ce are o conexiune ce depășește limita acestei vieți. Da, cu această persoană cu siguranță ați mai fost în altă viață. E posibil ca unii dintre voi să fi fost căsătoriți cu această persoană, că apare căsătoria. Alții ați fost într-o relație de lungă durată, ați fost parteneri poate în afaceri, pentru că avem și această carte, alianțe și parteneriate. Ce-i drept, această persoană a considerat uniunea cu voi ceva ce nu a mai găsit după voi sau nu vor mai găsi. Energiile actuale, cel puțin așa ne spun, că sunteți acea persoană care îi completa și lângă care s-ar fi văzut toată viața. E frumos, nu vine să cred că au picat așa cărți frumoase, dar în același timp simt că aici este vorba și de ceva legat de bani sau material, ceva care ar spune m-aș fi căsătorit și pentru că această persoană are nu știu ce sau aș fi putut cu această persoană să realizez ceva material. Poate o casă. Poate dispuneți de anumiți bani sau aveți anumite beneficii, lucruri la care și el ar fi avut de câștigat sau ea. Deși această persoană v-a considerat acel om pentru care ar fi semnat contractul, totuși există ceva anume care v-a făcut să vă despărțiți sau poate sunteți în această citire și oameni care încă sunteți cu persoana asta și v-ați certat puțin și ați venit repede să căutați, se mai gândește la mine? Că parcă unii ați fi căsătoriți, nu știu, parcă mai e ceva. Poate nu s-a terminat complet, cine știe. Parcă ar sta să se uite ce mișcare o să mai faceți. Totuși, cartea Cuadratura sau Pătratul ne spune că există tensiuni. Poate că ați fost foarte diferiți, au fost lucruri care v-au făcut să suferiți foarte mult, pentru că Cuadratura în astrologie este cel mai material aspect. Da, au fost și sentimente și uniune spirituală, dar au fost ceva agresiuni emoționale. Poate cineva a greșit mai mult, poate s-a întâmplat ceva în umbră. Oricum, e vorba de o suferință aici, de o frustrare, de a te chinui să faci ceva. Nu e ușor cu această Cuadratură. Este o energie gigantică, mare, dar greu de gestionat. Această relație a fost foarte greu de gestionat într-un final. Cu toată iubirea, a fost foarte greu de materializat, adică a fost foarte greu de menținut și probabil că de aceea nu a rezistat. Poate că această persoană sau voi sunteți în zodia racului, fecioară, balanță mai simt, pești, dar e clar că a fost ceva foarte greu de gestionat în cazul vostru. A fost multă iubire. Zodia rac și luna nouă rac ne arată această idee de familiar, de karmă, de un istoric foarte mare din viețile anterioare pe care voi l-ați avut cu această persoană. De un sentiment foarte mare de familiaritate. Poate chiar erați de puțin timp împreună sau v-ați cunoscut de puțin timp și ați simțit că omul ăsta are o legătură cu destinul vostru sau femeia asta. Totuși, această persoană, da, se mai gândește la voi și chiar dacă ar fi cu altcineva într-o relație acum, se gândește că singurul lucru real de pe lumea asta este dragostea, iar acea dragoste au simțit-o numai cu voi până acum. Se gândește poate sau vă apreciază acum după această conexiune a voastră și spun că da, erai destul de bun, da, tu erai altfel. Poate această persoană în relația în care e sau în felul în care e acum sau dacă nu are pe nimeni, așa cum este, nu se simte destul de în siguranță, nu se simte destul de bun, de iubit, de admirat și se gândește la voi ca fiind persoane foarte loiale, avem cățelul. Și poate prietenoase în același timp. Dar ceva îmi spune că nu ține de voi, ci ține de o anumită karmă pe care voi ați avut-o. Pentru că avem această carte, Misticismul, ce ne vorbește despre lucruri misterioase, mistice, ce au o anumită karmă, o anumită încărcătură nevăzută și neînțeleasă de un om obișnuit.
Da? Deci nu este ceva banal aici. Chiar nu este. Simt o mare legătură. Uitați-vă cum în ambele poze persoanele se țin de mână. Parcă s-ar fi salvat din ceva sau și-ar fi împărțit o karmă. Multă atingere aici. Sau poate că această persoană a ales să meargă pe calea banilor sau a materialului sau să încerce să facă ceva în care să fie singur și poate regretă. Simt că această persoană într-adevăr are niște regrete aici. Chiar are. Dar consideră că meritați să fiți iubiți cu adevărat și că vă veți găsi acea cale pentru voi. Și poate consideră că la un moment dat în viață s-ar putea să vă mai întâlniți, să vă ajutați. Trecem mai departe. Bune, numărul 4. În cazul vostru, e foarte complicat. Deci nu voiam să trag atâtea cărți pentru voi, dar pentru că nu am avut de ales, efectiv, au ieșit foarte multe. În cazul vostru, persoana la care vă gândiți, dacă se mai gândește la voi, ei bine, se gândește, dar nu neapărat poate cum ați vrea voi. Vrea să se retragă, nu vrea să se mai gândească neapărat prea mult la voi. Se gândește la faptul că poate au crezut că erați persoana aleasă, dar s-au înșelat. Dacă această persoană are copii, văd o legătură cu copiii aici. Poate era mai copilăroasă sau poate are copii, sau voi aveți copii. Aceasta este o cauză pentru care poate au renunțat la conexiune în unele cazuri, așa simt. Sau considerau că voi poate ați fost mai copilăroși într-o anumită situație și căutați mereu validare, ca ei să vă arate, ei să vă recunoască meritele. Și până la urmă nu este ceva rău să vrei să ți se vadă meritele, neapărat. Însă ei preferau ca voi să simțiți. De exemplu, nu mă pune să zic în fiecare zi că te iubesc, că nu am chef. Îți duc gunoiul, fac asta pentru tine, îți schimb becul, ți-am cumpărat ceva, nu-i de ajuns? Deci e o persoană foarte intuitivă aceasta la care voi v-ați gândit, iar ea prefera mai degrabă alte lucruri din partea voastră. E o persoană mai introvertită sau în sufletul ei e mai ciudată, mai cu alte aspirații. Voi parcă erați altfel. Nu erați, să spun, în același ritm cu ei. Nu comunicați la fel sau poate nu prea comunicați în general. Era o problemă de comunicare aici. Pentru că ne apare ideea de comunicarea este cheia. Lună nouă în Gemeni. Apoi, lună plină în Scorpion. Eliberează-te de acele lucruri negative. Poate că această persoană era negativistă, posibil să fi fost zodia Scorpion, Pești, sau să aibă ceva legătură și influențe din aceste zodii și mai degrabă voi spre Gemeni, Leu, alte zodii mai solare, mai emisive, care să fie extrovertite. Totuși, zodiile pe care eu le simt aici sunt Scorpion, Pești, Gemeni și Leu. Poate că erau și alte zodii. E foarte posibil să aibă influențe din zodiile astea, ascendentul sau ceva anume, da? Ideea este că această persoană, dacă se mai gândește în continuare la voi, această persoană se gândește mai rar sau spune nu, nu vreau să mai gândesc. În momentul în care veniți în minte, refuză ceva. Avem alege o nouă direcție. Această persoană a ales o nouă direcție sau în momentul în care se gândește la ceva ce nu mai și are rostul pentru că deja s-a întâmplat altceva în viața lor sau în viața voastră. E foarte posibil ca în viitorul apropiat să întâlnească o persoană sau deja au întâlnit pe altcineva cu care ei sunt acum undeva sau vor să plece undeva. S-ar putea să vrea să plece, să se retragă cu altcineva sau văd această persoană fiind alături de cineva. În unele cazuri simt persoana foarte introvertită, ambele cărți arată o persoană care se înclină, da, Doamne, așa cum zici tu, să se întâmple ceva de genul, da? Luați ce rezonează cu persoana voastră. Eu doar vă spun că această persoană în anumite ipostaze eu o văd cu altcineva. În altele, când e vorba de voi,
e ceva încheiat. M-am eliberat, parcă ar spune. Nu mai vreau să comunic despre această persoană. Nu mai vreau că mi-a făcut rău sau... S-ar putea să se fi transformat această situație a voastră în ceva mai urât? Poate că au fost crize, înșelat sau lucruri în care persoana respectivă s-a simțit trădată sau poate chiar voi? Oricum, ceva emoțional foarte puternic, foarte intens în care ați încasat-o ambii. Consideră moartă chiar relația asta. Îmi pare rău că trebuie să vă zic asta, dar simt că această persoană spune... A murit treaba. Ce mai mi-amintiți? Nu mai dezgropați morții, parcă spune. Pentru că avem și această carte care spune că atâta timp cât pleci de pe această lume, nu e nimic cu tine. Deci e din nou ideea de moarte, de atunci când mor, nu e nimic cu tine, decât sufletul și amintirile. Da? Mult nu, e altă direcție, las-o așa. Era o persoană foarte egoistă, foarte egocentrică uneori. Voia să domine tot timpul numai ca ea. Dar în același timp, când oferea căldură, când era în toane bune, să știți că era o persoană chiar călduroasă, care strălucea. Poate că era o persoană de tip șef sau ieșea foarte ușor în evidență această persoană. Oricum, o mare individualitate, o mare masculinitate dacă era bărbat. Sau cel puțin așa se vedea el. Dar în același timp, o copilărie, ceva legat de copii. Copilărie, copii... Luați ce rezonează, vă rog, că este o etalare generală. Era și o persoană generoasă în anumite condiții, dar dacă o supărai pe această persoană, gata cu voi. Adică era foarte, foarte, parcă rea la mânie, nu suporta anumite lucruri. Când avea crizele ei, era de-a dreptul șocantă persoana. Dar în rest era o persoană care strălucea, care dădea căldură, care făcea lucruri, așa cum am spus. Aceasta era o persoană care prefera la fel să-și facă cumva simțită, nu știu cum să zic, iubirea sau aprecierea prin a face ceva pentru cineva. Tot timpul să ofere ceva, dar nu neapărat să ofere cuvinte. Era o persoană recunoscută pentru ceva. Deci eu văd o persoană importantă, ori cu funcție, ori cu ceva în care îi se vedeau meritele. Ori pe parte spirituală, parcă e ceva legat și de religie, poate avea altă religie sau... Era ceva mistic, ceva... O diferențiere între voi, oricum. Ceva total diferit, în care parcă era vorba de Dumnezeu, de credințe, de ceva... Încredere în destin, parcă. Persoana, oricum, să știți că ea percepea multe lucruri. Deci cu intuiția, uitați-vă puțin, intuiție, percepție, credință, recunoaștere. Poate această persoană e recunoscută pentru anumite abilități pe care le are, credințe, chiar și pentru mintea ei uneori. Așa simt că această persoană este foarte intuitivă. Luați ce rezonează pentru că în unele cazuri simt că era și o persoană impulsivă sau mai iute așa la mânie, probabil. Cei care sunt bărbați, dar dacă este vorba de o femeie, este o femeie foarte intuitivă și care face totul să lumineze, să înțelegi, parcă lumina calea, lumina mintea, dar care imediat se reorienta către altceva. Deci dacă o superi, cam așa e această femeie. Dacă e vorba de bărbat, era un bărbat într-adevăr cu o mare putere. Totuși, pentru că văd mult nu, mult negativism, nu prea văd că această persoană să mai vrea să fie cu voi. Dar e posibil ca voi să mai aveți vreo legătură, să faceți ceva unul pentru altul sau să existe ceva, un lucru care poate să vă mai aducă împreună într-un anumit scop, dar nu neapărat să fiți pentru totdeauna împreună. Nu prea. Nu văd asta. Aici e foarte complicat, a trebuit să mai pun cărți pentru că e ceva încrâncenat, poate lucruri nespuse foarte multe. Deci dacă aveți această situație foarte complexă, dacă vă interesează ceva privat, cu siguranță că am să vă dau mult mai multe detalii, dar fiind general, mi este foarte greu să spun cum ar fi sigur pentru fiecare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel.